Astăzi vă voi arăta cum se potrivește ceasul sau ora la o Skoda Fabia MK1 din 1999 până în 2007. Bun, aveți aici acest buton de pe tablou de bord. Nu trebuie decât să rotiți către stânga, rotiți-l către stânga mașinii și țineți-l un pic rotit. Și iată că se potrivește. Haideți să punem ora 12. Ținem în stânga. Bun, 12. Apoi, dacă vrem să setăm și minutele, rotim către dreapta și ținem rotit către dreapta. Și punem 12:30. Și asta e tot. Nu trebuie să puneți contactul. Doar trebuie să rotiți de acel buton de pe tablou de bord.